Cinci mari amureșeni cu vârsta între 20 și 53 de ani s-au ales în weekendul trecut cu dosare penale în urma unor infracțiuni rutiere. După testarea cu aparatul etilotest, trei dintre aceștia au avut alcoolemia între 0,41 și 1,10 mg pe litru, alcool pur în aerul expirat. Unul dintre ei a condus fără să aibă permis, iar un altul a condus un ATV neînmatriculat și a refuzat testarea cu aparatul etilotest, respectiv recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.